No. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi, iată ce avem lângă noi. Ăsta trebuie să fie trenul Interregio 379. Nu, 377, cred. Cu Puma, bă, băiate. Și astăzi o să mergem cu ăla de Timișoara, aș până la Berești. Avem noi timp. Vine la pofăr un sfert și ce mai zic, acum trebuie să vină și ăla de Nădlac. Și să vă arăt pe tabel. Bă, am și mănușa aia și nu. Bine. Uite la acolo. Uite, Puma 930. Asta e Puma 930. Trebuie să fie ăla de Timișoara Budapesta. Dacă păi eu așa mai în ordine. Da. Da. Vreau să-mi păcat că mă nu s-a fost. Da. Ce se vede e ăla de Timișoara Budapesta Interregio 377 tras de Puma 930. Da, din păcate am mănușa și nu o să mă precizez. Dar revenim că să văd dacă mă precizez atât de bine. Trebuie să vină ăla de Nădlac. Și acum nu mai vorbesc. Că vedem noi ce urmează. Vedem noi ce urmează. Ce șapte asta? Nu. Trebuie să luăm mânușile. Nu. Asta e trenul de Nădlac Arad. Uite pe cea. Ia să vedem ce tren. A, de zero. De zero.
adică acum. No. Se pare că o să fie manevră cu ăla din Timișoara, Oradea. Aba nu, Oradea, Timișoara. Iau, vine și ala de Oradea Timișoara. Nu zic că o să vină cu GM-ul, jur. Dacă vine cu GM-ul, o să vină la ala de Timișoara Iași. Aoleu. Poate vin un D0, nu cred că GM. O să vină și ala de Radna Arad. Uite cum vine, cred. Vine un GM. Văd eu cu siguranță. Na, tot un D0. Am crezut că cu GM-ul. A, uite. Am zis eu. Dar nu pot să-l filmez. Că e pe partea linii 2. Doar dacă pot așa. Ia 4, pentru că trebuie să vin în Timișoara Iași la 43. Cred că o să stai blocat acolo. Malaxa, frate, malaxa.
Vagonul 2, al doilea vagon. Mai, mai, mai. Stai, 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 stai. Stai, stai de acolo, da, stai, stai. Ha. Așa se vede mai degrabă. Nu-i multidispus. Întârziere de 10 minute.
IGM-ul cum sună. Thank you.
Da, da. Mai genule, hai că nu chiar nu o să te dat cu pământul ăsta așa o drângărit aici, că n-am mai auzit nimic. No, reușesc să... No, reușesc să te orientez să iei două sticle din alea de ciucă. No, deci la 2 litri, 20. Thank you.
Pascal. Dacă vineam din București, ajungeam a doua zi, la prânz. Așa că... Vezi tu, îmi dai studii de informații. Vă sun pe telefon, vorbă sunt pe numărul Iosif, vorbă sunt pe numărul ăla, dar pe ăla l-am văzut în frasă, din copil. Care am atât.
restul e moldovean. N-a restul, aia ce de algerian. Și iubesc algerian. Se simt. Se simt, dar iubesc algerian. Mă duc, i-am pusat eu, și m-am bucat în Barbanești. Barbanești? Barbanești. Am impericul. Da? Ce să zice? Eu, omule, băi, dar vine un român la mine, după ce am intrat în familia lor de Barbanești. Și ce ia bani cu Giovanni în Italia? Nu, nu, nu. Giovanni Arbanez. Voi ați spus ce mă acolo. De muie era, băi. Am mâncat-o prea mare cu inimă. Eu am știut după și ați spus bine. Nu pot să cataloghez pe nimeni. Că e adevărat, că e mânat, că e albă, că e rupă, că e mânat. Păi eu mai am dus în fermă cu oi. Că țigan. Că țigan. Că cartonica. Mă rog. Să te pugă mânt cu cărții. Da. Nu scrie nicăierea. În cuie ce. În pașa cu cărții. Că ești un maghiar. Odată ce ești român. Și nu uitați, vorba duce, dacă nu mă stau pe mine, eu ierc o dată, a doua, a treia oară de acum, eu ierc o dată, a treia oară de acum, păi să mă descurție, păi ce să scoac, dacă nu vezi mai probleme, eu nu mă amestec. Asta e masa ta,